Vom continua examinarea în oftalmologia veterinară, deslușind această cutie de diagnostic. Astăzi vom încadra pacientul nostru în două mari categorii, vede sau nu vede, vom vorbi despre acuitatea vizuală și vom vorbi despre durerea oculară. Pacientul nostru prezintă un ochi dureros sau nedureros? Spuneam în cursul trecut că este foarte important să pun pe listă aceste 6 repere. În momentul în care voi avea o examinare oftalmologică coerentă, corectă, voi încadra pacientul meu într-o cutie de diagnostic, într-o cutie de patologie a unei structuri oculare. Pacientul meu vede sau nu vede? Pacientul meu are ochi dureros sau este nedureros? Care este mărimea pupilei? Testul Schirmer ce valoare are? Cum este testul cu fluorescenă și care este presiunea intraoculară? Având o examinare cu aceste 6 repere, logică. Prin excludere voi ajunge la un diagnostic de certitudine. Haideți să vedem dacă pacientul meu vede sau nu vede. Cel mai simplu este să las pacientul meu liber în cabinet. Cabinetul este pentru acesta un mediu străin. În momentul în care îl las liber, pot să efectuez testul cu obstacole, plasez în calea sa tot felul de obiecte și voi vedea comportamentul, cât de ușor le ocolește, cât de teamă este de acest mediu străin. Foarte importantă este evaluarea răspunsului la amenințare, menace response. Și iar plasarea pe masa de examinare a pacientului de talie mică, cum este câinele sau pisica, iarăși mi-aduce informații. Vede pacientul meu sau nu vede? Cotton Ball Test este descris cu lux de amănunte în toate bibliile de oftalmologie. Puteți să-l faceți dacă aveți răbdare. În cazul pisicii este degeaba. Cel mai important este testul cu obstacole, menace response, și va trebui să nu confundăm răspunsul la amenințare cu reflexul palpebral și o să vedem cât de simplu este. Dacă voi lăsa pacientul meu liber în mediul străin, în cabinetul meu, voi avea din start două categorii de pacient. Pacientul care vede explorează cabinetul fără nicio problemă. Testul cu obstacole sau proba cu obstacole este prezentă, deci va ocoli toate obiectele plasate în calea sa. Pacientul care nu vede din start poate să fie un pacient care nu vede, dar care a pierdut vederea de foarte puțin timp și vorbesc despre decolarea retiniană bilaterală brutală, glaucomul acut bilateral, uveita acută bilaterală și cataracta diabetică. Cataracta diabetică este o cataractă care evoluează foarte rapid. Pacientul meu care a pierdut vederea de puțin timp va rămâne nemișcat, nu va explora mediul străin, indiferent cât ar încerca proprietarul să-l încurajeze. Cea de-a doua categorie de pacienți care nu văd, sunt pacienții care, de fapt, n-au văzut niciodată. Iar dacă este cazul unei pisici, de exemplu, va explora cabinetul fără nicio frică, la distanță de o mustață de peretele camerei și va ocoli toate obiectele din calea sa. Este cazul, cum am ales fotografia asta pentru dumneavoastră, este cazul în atrofia retiniană progresivă, de exemplu. Haideți să vedem mai departe cât de simplu este. Un pacient lăsat liber în sala de consultație, care a orbit de puțin timp și acesta este un pacient cu o cataractă diabetică, nu va rămâne nemișcat în sala de consultații. Pot să-l încurajez, este teamă, va sta nemișcat, îi va frică să pășească, așteaptă orice zgomot să-l audă, să meargă mai departe. Poți plasa în calea pacientului tău obiecte. Proprietarul o să-l strige, o să-l încurajeze, nu-și găsește locul, o să se lovească de toate obiectele puse în calea sa. Este un pacient care nu vede și care și-a pierdut vederea de puțin timp. Cazul fericit, minunat, faceți testul cu obstacole și la pacienții care au venit la dumneavoastră, de exemplu, cu o decolare retiniană seroasă, cum este pacientul acesta, și care și-a recăpătat vederea. Este o bucurie nespusă. Plasezi în calea sa obiecte și vei vedea că pacientul tău, care la un moment dat a fost orb, și această pisică este o pisică cu o decolare retiniană seroasă care a răspuns la tratament, va ocoli cu eleganță toate obstacolele puse în calea sa. În momentul în care am efectuat testul cu obstacole și animalul meu nu se descurcă,
Trebuie să fac neapărat acest răspuns la amenințare, man's response. Este simplu. Placez animalul pe masa de consultații, iar dacă vorbesc despre un cățel de talie mare, în poziție așez pe sol și cu palma întinsă, fără să produc curenți de aer, fără să ating blana animalului sau mustățile pisicii, cum este cazul acesta, voi apropia din lateral și din față palmă. Dacă pacientul meu vede, răspunsul la amenințare va fi prezent, va clipi. Este foarte important. Pentru retina internă din față, pentru retina externă din lateral. Testul, acest răspuns la amenințare este pozitiv și cățelul sau pisica văd. Este ușor de efectuat asta. Sau, în momentul în care încerc să efectuez să evaluez răspunsul la amenințare la o pisică și pisica nu clipește, poate că este speriat, atunci voi încerca o altă metodă de a pune în evidență faptul că pisica vede sau nu vede. Placez pe masa de consultație pisica. Dacă ținută suspendat și apropiată de masă, pisica întinde membrele anterioare să atingă masa de consultație, vede. Dacă pisica mea nu vede sau cățelul de talie mică nu vede, el va ridica membrele anterioare să se placeze pe masa de consultație doar în momentul în care se va lovi de aceasta. Ei, un pacient nu vede din patologia oculară care este însoțită de pierderea vederii este vastă. De la entropionul total, de la un chemozis evident, de la o cheratită posterioară, un ulcer cornean, cu cheratită posterioară, de la o cataractă matură, hipermatură, banală cheratită pigmentară. Acuitatea vizuală este absentă. Pacientul meu este orb. Decolarea retiniană, bineînțeles, cu hemoftalmie sau fără. Toți acești pacienți nu văd. Pentru toți pacienții dumneavoastră va trebui să evaluați răspunsul la amenințare. Ce nu trebuie să uit și mai ales să nu confund? Să nu uiți niciodată că acest răspuns la amenințare, man's response, este un reflex dobândit și poți să-l evaluezi dacă pacientul tău are o vârstă de peste 10-12 săptămâni. Dar nu confunda niciodată răspunsul la amenințare. Când răspunsul la amenințare este absent, asta nu înseamnă întotdeauna că pacientul meu nu vede. Nu trebuie să confund răspunsul la amenințare cu reflexul palpebral. S-ar putea ca pacientul meu să vadă, dar să nu poată clipi. Și atunci sunt în fața unui pacient cu afecțiune neurologică. Dar haideți să vedem cel mai bine filmele decât 100 de explicații sau 100 de fotografii. Răspunsul la amenințare, să-l priviți cu atenție la acest cățel și mai ales reflexul palpebral. Ochiul drept. Reflex palpebral prezent și intern și extern. Da? La ochiul stâng este absent reflexul palpebral. Pacientul acesta a venit la noi să-l operăm de entropion, de exemplu, că nu mai deschidea ochișorii, s-au gândit că are entropion. Răspunsul la amenințare la ochiul drept este prezent, clipește când apropii mâna de pacient, de ochiul pacientului. Răspunsul la amenințare este prezent. La ochiul stâng, răspunsul la amenințare ar fi fost absent dacă nu deschideam foarte mult ochiul. O să reluăm filmul. Dacă nu deschideam ochiul, pentru că el nu poate clipi, dar vede. Pacientul acesta are o problemă neurologică, o afecțiune neurologică. El vede. Răspunsul la amenințare ar fi trebuit să fie pozitiv dacă ar fi putut clipi. Dar dacă vă uitați cu mare atenție când reluăm filmul și vă veți uita la răspunsul la amenințare la ochișorul stâng, veți vedea că acest pacient vede. Pleoapa a treia va avea o mișcare de a acoperi globul ocular pentru că pacientul acesta vede, dar nu poate clipi. Să nu confundăm reflexul palpebral când este absent cu un răspuns la amenințare absent. Un alt caz superb de asemenea. O pisică privind comparativ cei doi ochi, ochiul drept este un ochi deschis,
fără leziune corneană, ochiul stâng este un ochi care nu clipește, deci am un reflex palpebral absent. Și cornea îmi arată deja o leziune caracteristică la pacientul cu afecțiune neurologică. Este o leziune corneană pe linia de ocluzie palpebrală. Este un ulcer cornean de expunere, ca urmare a faptului că această pisică nu poate clipi, reflexul palpebral este absent. Este un caz superb, este un caz de neurologie. Haideți să trecem la cea a doua categorie de pacienți. Pacientul are ochi dureros sau pacientul are ochi nedureros? Cea mai frecventă, cel mai frecvent simptom în afecțiunile oculare este durerea oculară. Și durerea oculară se traduce simplu. Ochiul este închis, pacientul prezintă blefarospasm, epiforă, lăcrimare excesivă și în cele mai multe cazuri prezintă și mioză. Este pacientul clasic cu durere oculară, ochi închis, bilateral, epiforă evidentă, ciau-ciau, 7, 8, 9, 10 luni vârstă, nu poate fi altceva decât un entropion bilateral, de exemplu. Dar durerea oculară, la pacientul cu durere oculară, niciodată să nu vă gândiți să vă luptați cu pacientul acesta, să-i deschideți ochii. Un ochi dureros nu reușești să-l deschizi. Un ochi dureros poate să-ți ascundă absolut orice. Și haideți să vedem pacientul ăsta. Niciodată nu voi face examinarea unui ochi dureros fără anestezic local. Acest ochi este dureros, închis, cu o secreție conjunctivală purulentă deja. Pacientul încearcă să-și retragă căpșorul pentru că deschiderea ochiului înseamnă durere, iar dacă pacientul meu prezintă o durere oculară unilaterală cu o secreție de genul acesta, va trebui să fac anestezic, să aplic anestezic local, să îndepărtez secrețiile, că aici poate fi orice. Și o să vedem în exemplele următoare ce înseamnă, ce trebuie să șterg de pe listă, în primul rând, la o durere oculară unilaterală. La o durere oculară unilaterală, eu trebuie să șterg de pe listă, să tai de pe listă, în primul rând, corpul străin. Un ochi extrem de dureros la palparea pleoapei superioare, la nivelul fundului de sac conjunctival superior, se observă deja un corp străin, iar această cornee prezintă o leziune destul de întinsă ca și suprafață, cutesc cu fluorescenă pozitiv și cu un edem periferic leziunii. Testul cu fluorescenă pozitiv. Aș putea să spun aici că este un ulcer cornean deja a trecut de, nu este superficial, este profund. Durerea oculară exagerată la palparea pleoapei, prin traversul pleoapei superioare, îmi arată mie că aici este un corp străin. Aristele sunt foarte frecvente. Ca regulă generală și ca o lege în oftalmologie, un ochi dureros unilateral, un singur ochi dureros cu secreție abundentă, conjunctivală, trebuie să tai de pe listă, în primul rând, corpul străin și explorați fața internă a pleoapei a treia și fundurile de sac și nu uitați niciodată de punctele lacrimale. Există corp străin și în punctele lacrimale. Un ochi dureros la palparea prin traversul pleoapelor trebuie să fie un ochi dureros determinat de corp străin. Explorați fundurile de sac pentru că altceva nu poate să fie. Nu există niciodată în oftalmologia veterinară blefaroconjunctivită purulentă unilaterală decât dacă este un corp străin acolo și am terminat povestea. Întâi trebuie să tai de pe listă corpul străin, după care să mă gândesc la cu totul și cu totul altă patologie. O durere oculară cu o secreție conjunctivală abundentă, puntesc cu fluorescenă pozitiv, este clar că acest ochi este dureros și este o evoluție cronică. Secreția conjunctivală purulentă, abundentă, care aglutinează perii din regiunea perioculară, acest ochi dureros nu pot să-l examinez fără un anestezic local. Folosiți anestezicul local înainte de orice. Și veți putea deschide cu ușurință pleoapele și puteți examina
cornea, fundurile de sac, același lucru. Deci o conjunctivită purulentă, unilaterală, nu poate să fie decât de păr străin. Iar aristele, v-am spus, pot fi localizate în fundurile de sac conjunctivale, sub plapa a treia sau chiar în punctele lacrimale sau în sacul lacrimal. Testul cu fluorescenă, bineînțeles, îmi arată o leziune corneană, deja este un ulcer cornean profund. Cam atât despre cutia de diagnostic de astăzi, despre ochiul dureros, ochi nedureros, despre categorii de pacienți văd sau nu văd, au pierdut vederea de puțin timp sau nu au văzut niciodată. Vom merge mai departe în următorul curs cu să descoperim și să înțelegem mărimea pupilei și mai ales anizocoria este frecventă. Testul cu fluorescenă, foarte important pentru diagnosticul leziunilor corneene, pentru explorarea practică a sistemului de drenare a lacrimilor, dacă putem să-i spunem așa, iar testul Schirmer este testul care îți aduce informații despre pacientul tău, pacientul cu keratoconjunctivita sica, și atât la câine cât și la pisică trebuie să puneți pe listă această patologie pentru că este foarte frecventă.